Bun găsit, dragi telespectatori și ascultători ai Radio Sud, sunt Alexandru Vârtosu și vă invit la repriza de Sud. Astăzi vom vorbi despre fotbal și l-avem invitat pe fostul component al Craiovei Maxima, Gheorghiță Giolgău, în prezent scouter la CS Universitatea Craiova. Bineînțeles, alături de noi se regăsește și Daniela Mitroiochea, colega mea de la Gazeta de Sud. Bună seara! Domnule Giolgău, s-a dus perioada de acomodare la efort, s-a dus și primul cantonament, tocmai a debutat și al doilea. Cum vedeți CS Universitatea în 2015? După prima parte a campionatului, din punctul meu de vedere, suntem mai sus decât mă așteptam ca număr de puncte. Ca și clasare, obiectivul la începutul campionatului a fost o clasare pe locurile 6-7. Eu asta am spus în vară. Pe parcurs am trecut de la agonie la extaz, fiindcă după primele 6 etape aveam 2 puncte, iar la sfârșitul turului 29. După cum știți, primele 6 etape au avut o altă conducere, cea cu Gerigane. După aceea au fost instalați la cârma conducerii Sorin Cârțu și Emil Sandoi, iar lotul a fost îmbunătățit cu aducerea a 4 jucători care toți au prins statut de titulari. Adică și s-au dovedit decisivi în multe partide. Da. Adică Belgrădean, Brandan, Baob și Târnăcop. Deci toți, nu mi-aduc aminte să fi fost statut de rezervă în dreptul lor. Așa că și-au făcut treaba perfect. Din păcate, în Cupa României am fost eliminați în urma unui meci care arbitru Tudor a fost decisiv. Așa că noi suntem, din punct de vedere al unei analize, suntem pe plus la ora actuală. Mai departe, știți cum, perioada aceea de reacomodare la efort, un stagiu prim în care se pune accent pe pregătire fizică. Noi am avut și câteva meciuri amicale cu adversari buni, 3-4 zile de relax pentru jucători, după care se începe stagiul 2 în care sunt mult mai multe meciuri amicale. După aceea începe returul campionatului. Un retur care eu îmi doresc să-l terminăm pe locul 3, să zic așa. Ar fi un obiectiv... Adică mult mai sus, ținând cont că am pornit la drum aproape un alt lot decât cel care îl avem acum, iar față de divizia B se mai regăsesc 3-4 jucători acolo. Spuneați mai devreme de 4 transferuri importante la echipă, eu aș spune că ar fi mai multe. Nu m-aș referi și la jucători, aș nominaliza seriozitatea, norocul care a jucat un rol foarte important în etapele de când a fost preluat echipa de către Sorin Cârțu și Emil Sandoi. Și aici aș vrea să spun doar gol reușita lui Matson din meciul cu Oțelul Galați, 3 puncte care efectiv ne-au dat aripi. Fac parte din fotbal și ele, sau au fost antrenate, că înainte spunea Nasorin că nu poate să antreneze norocul. De data asta a avut noroc. Dar la meciul Galațiu, că ai făcut referire la meciul respectiv, a fost un șut de excepție, un gol la fel îl cataloghez eu, cu dar la Megalat, nu final. Pot să spun că a fost adică noroc. Norocul este și cum și-l face omul, dar nu poți să spui despre Matson că nu este un jucător bun. Corect. Nu poți să spui după aceea, eu știu, de ceilalți jucători, de Brandan, care la fel a avut câteva reușite, că este un noroc. Mă rog, aici definiția norocului o știu eu, dar nu vreau să o spun aici, că este ceva legat de, zic eu, tragic. Dar de asta spun. Eu exclud din dialog cuvântul noroc. Poți să spui că ai avut ghinion sau asta, dar valoarea nu ți-o poate lua nimeni, nu ți-o poate da nimeni la o parte. Așa că mai repede merg pe competență și
valoare decât pe ghinion sau pe noroc. Așa este, aș vrea să lăsăm ce a fost în 2014 în trecut. Vorbim despre 2015, acest prim cantonament care s-a încheiat duminică cu un amical încins de foc cu Anji Mahachkala, un amical în care atât jucătorii cât și antrenorul Sorin Cârțu au fost un pic mai nervoși. Cum vedeți aceste rezultate? Iată, un egal, o înfrângere și o victorie. Am gustat câte puțin în fiecare. Din punctul meu de vedere, având atâția ani în spate, pot să dezvolt subiectul ăsta legat de ultimul meci dintr-un anumit stagiu de pregătire. A fost jucător, știu ce însemna pentru mine ultimul meci. Nu mai era concentrarea pe care o avusesem la celelalte meciuri, nu mai era gândul, îmi era mai tot timpul spre casă, spre drum, ce voi face. Așa că nu mă interesează, din punctul meu de vedere, rezultatele neapărat ale meciurilor amicale. Nu neapărat ultimul joc. În general, jocurile amicale și-au rolul și rostul lor. Pe mine mă interesează evoluția jucătorilor în aceste meciuri amicale. Ai, ca și antrenor, normal, știi și tu valoarea jucătorilor pe care îi antrenezi. Ai 7-8 titulari de drept. Normal că vrei să-i aduci într-o formă foarte bună atunci când îți începe campionatul, iar pentru celelalte 3-4 locuri se bat un număr de 7-8 jucători. Normal că dacă, iarăși, în anumite zone ale terenului trebuie să vezi care jucător îți dă randament foarte bun în zona respectivă dacă unul dintre titulari ți se accidentează sau este suspendat. Și aici, de asta vă spun că rezultatele, în ceea ce mă privește, contează foarte puțin în această perioadă. Adică nu facem nici tragedie la înfrângere și nici nuntă la o victorie. Spunea zilele trecute, Emil Săndoi, într-un interviu acordat Gazetei de Sud, că contează foarte mult și specificul echipei cu care joci, referindu-se la Anji și la campionatul respectiv, spunând că ei joacă mai în forță. Să fie și acesta un motiv, dincolo de faptul că era ultimul meci din primul stadiu? Eu v-am zis, este normal să vorbești și despre adversarii ceilalți. Doar că tu îți pregătești echipa pentru campionatul din România. Nu poți să întâlnești în meciurile amicale, mai ales acum când te duci în Antalya sau, eu știu, Spania, pe unde se mai duc și alte echipe, nu mai joci cu adversari din România pe care îi întâlnești în perioada precompetițională. Întâlnești adversari din diferite țări. Așa că este normal când joci cu o echipă din Turcia sau, eu știu, una din Uniunea Sovietică sau, mă rog, din fosta Uniune Sovietică, din Rusia actuală, să știi specificul acelei țări, acelei echipe. De asta, dar v-am zis, este important pentru noi ce le ceri jucătorilor, ce urmărești și după aceea tragi niște concluzii, fiindcă ați văzut, sunt jucători cu state vechi la noi în echipă, în actualul lot, state vechi de divizia, sunt câțiva tineri care au fost promovați pe parcursul celor 18 luni de când suntem aici la Craiova și de a treia categorie, jucători tineri, foarte tineri, mai e o categorie, o să revin la ea, din propria pepinieră pe care îi iei să vezi dacă te poți baza în viitorul apropiat sau mai târziu pe ei și mai este categoria jucătorilor veniți în probe, aflați în probe, care normal să-i urmărești, să vezi dacă se pot acomoda stilului pe care tu, ca antrenor, îl impui la echipă, cerințelor pe care le ai și la ceea ce am văzut eu la televizor, că asta iarăși este o chestiune pozitivă, meciurile amicale. Dacă două dintre ești, au fost transmise. Ești interesat, le poți vedea pe diferite site-uri și atunci a discuți pe seama meciurilor respective altfel decât din auzite. Referindu-ne la jucători și în special la juniorii care au făcut deplasarea cu băieții cu echipa mare în Antalya, iată că Emil Săndoi se declara mulțumit. Dumneavoastră vă așteptați să aibă un randament așa cum
cum l-au avut băieții, mă refer acum la, nu neapărat la Andrei Ivan și la Cârstea, pentru că ei sunt deja obișnuiți cu echipa mare, ci la Manea. Ei au fost folosiți, ceilalți n-au fost folosiți. Adică sunt 6 juniori din propria pepinieră acum, mă refer la cei născuți 96-97, Cârstea este deja senior, nu mai este junior. Da. Iar m-am bucurat când l-am văzut pe Manea. Știam de Ivan că va fi folosit în meciurile amicale. A dat și o pasă de gol. M-am bucurat de pentru Manea, fiindcă știu ce de joacă la echipa națională. L-am urmărit la Craiova în meciurile de campionatului republican de juniori. Pentru mine n-a fost o surpriză de modul în care a evoluat. Îmi pare rău că nu au fost folosiți și ceilalți care sunt acolo, Armășelu, Georgescu, Georgescu. Abifat, 5 minute. Da. Probabil că în stadiu 2, din ce știu eu, 2 dintre ei vor veni și vor pleca alți 2 în locul lor. Tocmai în ideea asta că nici nu poți să iei foarte mulți atunci când ești, mai ales în stadiu 2, în care sunt foarte multe meciuri amicale și pe finalul acestor meciuri amicale deja se cristalizează primii 14-15 jucători, adică nu numai primii 11, dar trebuie să știi de încă 5-6 jucători pe care te poți baza. Iar este un câștig pentru clubul nostru, fiindcă acum, în acest moment, față de perioada anului trecut, tot ianuarie, avem la loturile naționale de jucători la generația asta de 97, avem 5 componenți ai lotului. Mai sunt pe la 98 în stagiile de pregătire, au mai fost acum în Turcia cu 99, urmând ca lotul de 2000 să mai cuprindă tot 2-3 jucători. Deci, în ceea ce mă privește și sectorul de care mă ocup, eu spun că a dat roade destul de bune, cel de scouting, la nivel de junior. Mai departe, ați văzut prezența lui Eriksson în componența primei de garnituri din meciul cu Anji, chiar de la început. Ar mai fi și un Kevin pe care nu l-am văzut jucând. Da, urmează să fie și el urmărit în cel de-al doilea stadiu. Iar celelalte transferuri de care s-a vorbit, cred eu că încă nu s-au finalizat aceste discuții și s-ar putea să mai fie ceva, una sau două surprize bune în ceea ce privește componența lotului pentru retur, la nivel de seniori. Sunt convins că nu ne veți divulga numele celor care sunt vizați de conducerea CSU. Aș vrea în timp să vorbim despre transferul lui Hergelegiu. Iată, Hergelegiu, jucătorul nostru, transfer cu ghilimele, bineînțeles. El n-a jucat în prima parte a turului, a făcut-o puțin spre final, dar iată, în Antalya este golgheterul echipei. Din păcate, la meciul cu Anji s-a accidentat. Acum nu știu cât este de gravă, că pe loc nu putea nimeni să-ți dea un răspuns. S-au așteptat 24-48 de ore. Să sperăm că nu este o accidentare gravă. A fost vorba doar de o contuzie. De o contuzie, da. Dar asta spun. Nu poți să dai pe loc acest verdict. Eu l-am urmărit în meciurile pe care le-a disputat la echipa a doua noastră și a dat dovadă de multă seriozitate. L-a urmărit și Sorin, iar pe final de campionat a și jucat, a și avut reușite, iar acum, lipsând Nuno Rocea, care era pe o poziție avansată, fiind la campionatul ăsta al Africii, l-au folosit pe el și a dat un randament bun. Dacă tot rău spre fost, bine. Asta este iarăși o experiență pe care am trăit-o de-a lungul timpului. Atunci când erau jucătorii convocați la prima echipă a României, la noi se producea un gol de 8, 9, 10 jucători și erau foarte mulți jucători de la tinere rezerve sau de la juniori sau tinere speranțe, cum îi spunea atunci, campionatului național, care
disputau două, trei meciuri în perioadele respective și mulți au fost promovați la, la Craiova. Chiar mi-aduc aminte că au fost perioade lungi, ani de zile, în care n-am pierdut niciun amical cu, spuneam noi, cu olimpicii Craiova. Va trebui să ne oprim pentru câteva momente, bineînțeles, publicitatea ne presează. Revenim și vorbim despre ce va urma pentru CSU Craiova. Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni de la ora 21:30 doar la Alege TV. În fiecare zi, viața ne oferă o mulțime de posibilități. Trebuie să facem alegeri, să luăm decizii. Uneori facem alegerile corecte, alteori însă ajungem să trăim momente de coșmar. 98% dintre victimele exploatate sexual sunt femei. Ele au crezut că aleg o viață mai bună, au crezut că vor munci decent într-un restaurant sau într-un bar. Dar au ajuns să fie doar o marfă plasată de alții în stradă. Au ajuns să fie folosite, umilite și agresate. Pentru noi e simplu să le privim pe aceste femei cu detașare și superioritate. Le stigmatizăm și le învinovățim fără a ști ce traume ascund. Violență, șantaj, amenințări cu moartea, sechestrare sunt doar cuvinte brutale pentru noi, dar pentru aceste femei sunt realitatea de zi cu zi. Aceste femei sunt forțate să se prostitueze, iar indiferența noastră nu face altceva decât să contribuie la suferința lor. Și voi, cele care sunteți în căutarea unui loc de muncă în străinătate, puteți să vă informați înainte să fie prea târziu. În spatele unui simplu anunț se poate ascunde o adevărată dramă. Victima traficului de persoane poți fi chiar tu. Nu te lăsa păcălită. Și vă invit să dezbatem subiectul zilei. De luni până vineri de la ora 20 la Alege TV. Am revenit în studio, reamintesc că vorbim despre fotbal cu Gheorghiță Giolgău, fostul component al Craiovei Maxima. Domnule Giolgău, vorbea mai devreme despre șansa celor tineri în absența celor plecați la echipele naționale. Aș vrea acum să vă întreb invers. Ce șanse au să-și reia locurile în primul 11, cei plecați la naționale? Iată, Nuno Roce a jucat într-adevăr la Cupa Africii pe Națiuni, însă n-a prea marcat. Aici este pentru noi, cel puțin pentru mine în club, este o noutate, fiindcă acum, eu știu, 20-30 de ani nu aveam colegi din alte țări care să plece la echipele naționale. Iar după Revoluție au fost foarte puțini jucători care au participat la campionate africane sau cupele ăștia de pe naționale, Cupa Asiei sau Cupa Africii. Așa că și pentru noi este, ca și club, un lucru benefic, fiindcă ai jucători de echipe naționale, dar pe partea cealaltă și pierzi, fiindcă după o lună în care ei au fost cantonați cu meciuri și așa mai departe, n-au beneficiat de vacanța aceea între tur și retur și cred că o să le acorde 7-10 zile de vacanță. Acum nu știu care a fost înțelegerea între Sorin și jucătorii respectivi. Da. Cred că nu vor prea avea vreo săptămână, clar, înțeles, vor fi prezenți în cantonale. O săptămână cred că o să aibă. Da. După aceea
iarăși o chestie benefică, fiindcă se creează concurență pe posturile respective. Caii, care la început a fost titular până au intervenit suspendările și accidentările, sau accidentare și suspendare, Nuno Rocea n-a plecat din poziția de titular, dar ușor, ușor a dat randament bun. De asta spun, neavând experiența asta, mi-e mai greu să spun cum văd eu că ar sta lucrurile foarte bine. Dar este bine când ai în lot jucători care joacă în echipele lor. Asta e o chestie pe care pot să o spun. Este pozitivă. Jucători care joacă în echipele lor naționale. Și Bauab la un moment dat a fost în echipa națională. Da. Nu l-a mai luat la campionatul Asiei. Se întâmplă și la case mari, echipele mari din Anglia și Franța suferă timp de o lună după ce se întorc vedetele lor. Rămân 1-2 jucători în lot. Restul și a antrenorii de la prima echipă și a vacanță, fiindcă rămân fără jucători pe care să-i antreneze. Da. Sunt în Europa sau în America de Sud, e jucători de mare valoare. Încă nu avem jucători care să fie în echipele naționale ale Spaniei, Argentinei sau Germaniei sau Braziliei. E greu să ții un jucător de echipa națională din primele 10 țări în coeficientul ăsta, cum vreți, sau FIFA sau UEFA, îți trebuie salariu de, eu știu, 3-4 milioane pentru unul dintre ăsta net. Trebuie să ai buget de 80 de milioane în sus ca să poți. Uitați-vă la Shakhtyor. Câți jucători au în primele 10 naționale? Și are. Și Shakhtyor are foarte mult. Alt buget față de orice echipă din România. Dinamo Kiev, la fel. Păi, numai apropo de Shakhtyor, aș vrea să punctez un fapt. În cantonamentul de la Papilon al Craiovei se regăsește echipa a doua al lui Shakhtyor. Deci au avut bani și pentru au bugete de cantonament și pentru echipa a doua. Da. Bineînțeles că echipa mare, deci cu tot ce le trebuie. Da, știu ce înseamnă un cantonament. Ori la noi e mai greu să... în condițiile date, cu criza asta. Asta este. Nu trebuie să ne ascundem după deget. Să spunem acum, nu, domnule, din punct de vedere economic, România bate, eu știu, Germania sau asta. Nu. Noi ne știm poziția. Uitați-vă ce probleme sunt la prima ligă vis-a-vis de sumele pe care echipele trebuia să le primească de norma televizării meciurilor și nici nu știu dacă s-a rezolvat. Suntem în 27. Încă nu se rezolvase. Eu știu povestea, da. Mai durează. Adică echipele deja s-au bucurat în prima fază. S-a găsit alt partener care să preia transmisia meciurilor, dar sunt formalități care trebuie îndeplinite și nu se rezolvă cât ai bate din palme. Ori cluburile aveau nevoie, să zic, cel mai târziu la sfârșitul lunii acum, aveau nevoie de sumele care li se cuvin din drepturile de televizare a meciurilor. Pentru asigurarea salariilor, transferurilor și alte... Salarii, în primul rând. Salarii, în primul rând. Sunt... Noi mulțumim lui Dumnezeu că avem o situație financiară stabilă la nivelul clubului, dar sunt din celelalte 17 componente ale primei divizii, cred că cel puțin 14-15 echipe care au probleme financiare. Vă dați seama ce înseamnă. Chiar astăzi a fost ședință la Ligă. Nu știu ce s-a stabilit atunci când am intrat noi în discuții. Era... Deci se va menține campionatul 2014-2015 cu 14 echipe, play-off, play-out, nimic nou, practic. Toată lumea voia 18, însă... Da, asta am rămas și eu surprins, nu s-a ridicat nimeni. Că erau foarte mulți conducători care se plângeau, dar până la urmă văd că nimeni nu a spus că era mai bine campionat din punctul lor de vedere cu 18 echipe sau... 16 sau... Nu le-a știu. Fost teamă să se ridice, să spună? De ce? Nu. Păi nu știu, mă gândesc poate asta, cumva... Probabil că li s-au dat materiale, li s-au pus materiale la dispoziție care
i-au convins că este mult mai bine cu o ligă cu 16 echipe decât una cu 18. Așa cred. Dar e problema, că nu e numai la prima ligă. Probleme mari de tot sunt la divizia B, de acolo începe foarte mari la divizia C și văd că nu s-au rezolvat după un mandat de 8 luni, 9 luni, 10 luni al domnului președinte Burleanu. A moștenit, sunt de acord, dar trebuia făcut ceva de sus în jos și să se gândească bine, piramidal, cum să zic. Nu rezolv nimic cu o ligă de divizia a doua, cu o singură serie, pardon. Eu am propus acum un an și jumătate să se plece din vara lui 2013 cu o singură serie. Nu s-a vrut. Atunci cu două serii, iarăși din punctul meu de vedere ceva între a supraviețui și a juca fotbal, dar până la urmă tot cea cu divizia a doua, tot cea cu trei serii a fost cea mai bună și de piramidal, fiindcă după aceea pui probleme, domnule, din liga a doua în liga a treia câte echipe pică și uite așa te duci până la liga a patra și mai departe. Dar până nu stau de vorbă să vis conducătorii federației să se aplece și la diviziile inferioare, fiindcă dispar, gândiți-vă câte locuri jucători profesioniști. Eu nu o să-ți vină de la Liga 1 la Liga 2, hai să fim serioși. Au salarii de, 50, 60, 70 de mii de euro. Ori echipele de Liga a doua nu știu câte au bugete de 700-800 de mii de euro pe an. Da. Acelea sunt probabil cele care se mențin în prima jumătate și stau foarte bine în clasă. Nu, da, în prima jumătate, da, așa este, dar nu o să mai bage, că sunt echipe conduse de anumite persoanele respective sunt oameni de afaceri și nu merg afacerile, așa că mai bagă și ei cât mai pot. Adică până la urmă, tot din punctul meu de vedere, tot implicarea politicului din punct de vedere financiar și la fotbalul de la Liga a doua, de la Liga a treia, altfel la cluburile sportive, școlare, la ăștia liceele cu profil sportiv. Deci dacă nu se investesc bani, nu numai la fotbal, că aici nu fac pledoarie numai pentru fotbal, și celelalte. Gândiți-vă ce ar însemna România fără CSM-uri la ora actuală. CSM-urile care sunt echipe patronate de municipalități. Ar fi dispărut handbalul, ar fi dispărut basketul, ar fi dispărut voleiul, ar fi dispărut toate sporturile celelalte. Îți trebuie bani. Asta e singura soluție. Altfel, eu nu văd altă ieșire. Deci tratamentul este clar în mâna celor care ne guvernează. Aș rămâne... Trebuie să dea niște legi în favoarea sportului. Da. V-am spus, nu neapărat fotbal, și celălalt. Dar dacă federația nu se implică și vin cu aceleași adrese circulare care au fost primite de la FIFA acum, că politicul nu are de ce să se implice în sport, nici cei din consiliile locale nu au cum să ocolească aceste directive și să spună, domnule, nu ne implicăm, noi, și vine cineva și îți arată, uite, ce directiva vine de la FIFA, federație, cum vă implicați. Adică noi la Craiova suntem un caz fericit, v-am spus, o asociere între clubul sportiv, primărie și un grup de oameni de afaceri. Fiecare știe rolul. Clubul sportiv a venit cu lor siglă și așa mai departe, primăria cu baza materială, iar finanțatorii cu partea care te doare cel mai mult, cu banii. Da. Și s-a cheltuit foarte mult și în perioada diviziei B. Acum, iarăși, am vorbit cu Felix zile trecute, spunea că un buget de 5 milioane și trebuie să se încadreze în bugetul respectiv, adică nu mai sar cu încă, 10-20%, e mult. Da, mai ales în timpurile de astăzi. Pentru că tot vorbim de bani și de federație și așa mai departe,
Aș reaminti un episod petrecut la începutul anului, când Carmen Tocală, ministrul secretar, a spus că FRF a solicitat niște bani pentru premierea echipelor naționale. În replică, Răzvan Burleanu a negat această... Era vorba de 1.200.000 care, culmea, se acorda. Da, nu știu de ce să spun. Am văzut și eu prin presă, dar dacă președintele a negat, nu pot eu să vin pe partea cealaltă să spun, nu, domnule, nu e adevărat. N-am văzut niciun document, adică nici Carmen Tocală nu cred că a arătat vreun document prin care federația solicita acest lucru. Era un înregistrat... Știți cum, că una vorbim și alta vorba se duce, ce e scris rămâne, așa că probabil au fost ceva discuții. Eu știu despre o discuție în cadrul federației despre crearea centrelor de excelență. Vor să facă vreo 4 sau 5 centre de excelență dintre ăsta de juniori pe țară. În ce am discutat și cu cei de la Slatina și cu președintele Burleanu, una dintre locații ar fi peste drum de Olt la Slatina. De ce nu crevă? Nu cred că poate fi asigurată baza materială la cerințele federației. Adică ei au spus că în prima fază să beneficieze de acest centru de un teren artificial și unul cu iarbă, în prima fază. Da, FC-ul tocmai și-a inaugurat terenul artificial. Da, de asta. Acolo, chiar și spre surprinderea mea, când am ajuns, spațiul exista și presiunile, și eu am avut multe discuții cu cei din conducerea și a Consiliului Județean și a Consiliului Local pentru a fi construit un teren artificial cu dimensiuni normale. Și uite că l-au construit mai puțin de un an. Din păcate, la Craiova, cât am fost în funcție, Dumnezeu să ierte pe domn profesor Stroie, avea o vorbă care spunea că promisul, scărpinatul și lăudatul sunt gratis. Asta, din păcate, din discuțiile care le-am avut cu domnul Prioteasa, mi-a și arătat și știți și dumneavoastră, s-a demarat sus, în zona aeroportului, s-a demarat construirea unei baze de care să beneficieze juniorii aflați în cadrul Consiliului CSJ-ului, Clubul Sportiv Județean, ai noștri și probabil că și alte grupări sportive vor activa acolo. Dar nu cred că va fi gata decât spre sfârșitul anului. Acum, când vorbim la ora actuală, din păcate există foarte puține baze pe care sunt vreo 500 de copii juniori în Craiova la ora actuală, care nu prea au unde să se antreneze. Și te obligă automat să joci amicale în deplasare, să faci alte cheltuieli? Sunt, la copii și juniori, copiii sunt mai puțin pretențioși. Deci joacă pe terenurile care sunt sus la aripile, pe tineretului, chiar și în afară. Pe constructorul, da, acolo. Sunt puține, nu? Au dispărut aceste baze, din păcate. Va trebui să ne oprim din nou pentru o scurtă pauză de publicitate. Revenim și reluăm această discuție pe tema bazelor sportive. Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni de la ora 21.30 doar la Alege TV. În fiecare zi viața ne oferă o mulțime de posibilități. Trebuie să facem alegeri. Să luăm decizii. Uneori facem alegerile corecte. Alteori însă ajungem să trăim momente de coșmar. 98% dintre victimele exploatate sexual sunt femei. Ele au crezut că aleg o viață mai bună. Au crezut că vor munci decent într-un restaurant sau într-un bar. Dar au ajuns să fie doar o marfă plasată de alții în stradă. Au ajuns să fie folosite, umilite și agresate. Pentru noi e simplu să le privim pe aceste femei cu detașare și superioritate.
le stigmatizăm și le învinovățim fără a ști ce traume ascund. Violență, șantaj, amenințări cu moartea, sechestrare sunt doar cuvinte brutale pentru noi, dar pentru aceste femei sunt realitatea de zi cu zi. Aceste femei sunt forțate să se prostitueze, iar indiferența noastră nu face altceva decât să contribuie la suferința lor. Și voi, cele care sunteți în căutarea unui loc de muncă în străinătate, puteți să vă informați înainte să fie prea târziu. În spatele unui simplu anunț se poate ascunde o adevărată dramă. Victima traficului de persoane poți fi chiar tu. Nu te lăsa păcălită. Și vă invit să dezbatem subiectul zilei. De luni până vineri de la ora 20 la Alege TV. Vorbeam mai devreme despre locurile de joacă ale juniorilor noștri. Domnule Giolgău, ce ar însemna pe tineretului două terenuri artificiale? Cât ar rezolva din problemele cu care se confruntă fotbalul juvenil? Eu sunt mai puțin pretențios și spun că și unul singur, dacă s-ar face artificial acolo, cred că ar rezolva din punct de vedere al desfășurării de specifice de fotbalului pe zi cam 10 ore. Adică am experiența terenurilor artificiale, dar bine făcute, respectând toată documentația. În insule Feroe, unde am antrenat, majoritatea erau terenuri artificiale și dacă nu te zgârcești la tărâțe și aduci calitate, atunci te poate duce până pe la 15 ani un teren dintre ăsta cu iarbă artificială. Ceea ce ar fi... Gândiți-vă ce înseamnă să se antreneze copii de 8, 9, 10 ani până la cei de 18 ani și senior. Nu este niciun fel de fără problemă. Fără probleme, fără nămol. Exact. Condiții super. Da. Propice. Eu am fost de mai multe ori în audiență la domnul Prioteasa. Am discutat cu dânsul, i-am spus aceste lucruri și spre satisfacția mea, dânsul este un om care a iubit fotbalul și încă îl mai iubește, mi-a spus că și stadionul Tineretului va fi supus unei discuții serioase vis-a-vis de această problemă pe care noi o discutăm și pe care eu am simțit-o, adică pe mine m-a ars, dar prioritate a avut baza de sus de la aeroport, fiindcă a fost prinsă în nu știu ce planuri și cu finanțări externe. Și atunci nici nu poți să faci de pe o zi pe alta, adică să te duci. Nu se face, știți cum este, trebuie prins într-o ședință de consiliu și așa mai departe. Dar mi-a promis că se va face și stadionul Tineretului. V-am spus, nu țin neapărat, că eu știu discuția, să se demoleze tribuna de beton și să se facă două terenuri, să se poziționeze invers, da, decât asta. Să sperăm că de peste un an de zile sau un an și jumătate vom avea și noi de posibilitatea să ne ducem la federație, să spunem, domnule, centru de excelență, mutați-l la Craiova, fiindcă polul fotbalului din România s-a mutat din nou în Craiova. Adică ce a fost acum 35 de ani, noi vrem să readucem și să începem iarăși. Una este un oraș cu 300.000 de locuitori, area de selecție este de 4-5 ori mai mare decât oricare oraș reședință de județ de la noi din Oltenia. Adică dublu, triplu sau de 4 ori. Așa că de asta Craiova a fost un bazin care a dat izvoare între ăștia talent, jucători talentați. Uitați-vă în ultimii 40 de ani să vedeți câți jucători
născuți și crescuți la Craiova au jucat în echipa națională. Cât au fost în ultimii 20 de ani golghetere ai României de aici, din zona Olteniei. Și atunci, noi suntem mândri cei care am lucrat. Acestea sunt dovezile, practic. Da, păi, cu asta te duci, te aperi. Că dacă vine cineva din Moldova, îi întrebă, fraților, de câte ori, câți jucători ați dat echipelor naționale, câți golghetere ați avut, câte echipe ați avut în cupele europene sau ce nivel au atins. Ori noi, Craiova, am avut cu ce să ne mândrim. Aș vrea, domnule Giorgos, să vă întreb cât de des mai ajungeți la meciuri de junior și care este nivelul comparativ cu perioada în care erați dumneavoastră junior, atunci când majoritatea copiilor erau veniți de la țară și erau alte condiții? No, atunci când este campionatul regulat, în fiecare duminică suntem prezenți, mai ales cu echipele noastre, le urmărim peste tot, echipele de juniori. Ei joacă în aceea zi acasă, etapa următoare în deplasare și juniorii A și juniorii B. Eu mai mult la juniorii A și B, adică juniorii C, D și E sunt alți colegi de-ai mei. E greu să cuprinzi toate grupele ăștia pe ani calendaristici. Pe partea cealaltă cred că am văzut anul ăsta așa peste 100 de meciuri, pe puțin. Adică peste 1000 de copii mi-au trecut prin fața ochilor și v-am zis, nu întâmplător avem atâția jucători pe la echipele naționale. Am fost mai mulți care am urmărit pe țară sau pe zone ale țării. Față de acum 30-40 de ani, din păcate au dispărut foarte multe locuri de joacă pentru copii. Au apărut și alte preocupări ale lor, ale copiilor care i-au îndepărtat de terenul de sport. Adică prezența în fața unui calculator sau un telefon mobil sau eu știu, sunt atâtea atracții pentru ei. Și dispariția campionatului național de juniori sau tineret rezerve. Asta a fost una dintre cele mai mari pierderi din punctul meu de vedere ale echipelor de primă divizie. Mai ales, eu am prins și campionat de tineret Speranțe și campionat de juniori național. Adică diferența care era. La un campionat național de tineret Speranțe puteau să joace 6 seniori, obligativitatea având 5 juniori între, nu conta anul în care erai născut. Atunci antrenorii, le era foarte ușor să strângă vârfurile de la juniori A, B și C, erau 3, 4, 5 cei mai buni, se antrenau cu seniori și după aceea, cum v-am spus mai devreme, mai ales în perioada în care erau foarte mulți jucători la echipa națională, automat antrenorii de la prima echipă luau mai ales copiii ăștia talentați care erau juniori, se antrenau cu prima echipă, jucau ceva meciuri amicale și uite așa cernea sita și nu numai la Craiova, adică gândiți-vă că pe țară se întâmpla lucrul ăsta, iar rezultatele au fost bune până în Revoluție, începând cu locul 3 pe care echipa națională de juniori l-a obținut în Australia la un campionat mondial. După aceea, echipele naționale de tineret au participat pe la turnee finale, iar rezultatele pe care le-a avut România în 90, 94, 98 la campionate mondiale plus campionatele europene a fost prezența aproape la fiecare ediție. După Revoluție, automat, dispărând aceste centre de copii și echipele de junior Speranțe sau tineret Speranțe sau centrul ăla care era la București Luceafărul, plus centrele Viitorul din țară, am avut și noi la Craiova unul, așa se numea atunci. Uitați-vă ce rezultate am avut în ultimii 10 ani, 12 ani la nivelul primei reprezentative. Și gândiți-vă acum, faceți dumneavoastră așa, ne gândim peste 10 ani pe cine se va baza echipa națională în 2020, 2022, pe actualele generații, cei care sunt acum la
10 ani, 12, 14 sau 16 ani, cum sunt ăștia. Păi dacă pe noi ne-a bătut Germania cu 10-1 la nu știu ce grupă, de 9-7 și după aia echipa națională de tineret a Germaniei ne-a mai dat un 7 sau 8-0, Belgia pe unde ne-a prins tot vreo 5-6, Anglia ne-a dat vreo 6. Avem pe exemple și fi... de echipe de club care au pierdut la bun, scorul dintre astea. Da, asta spun. Echipa națională peste 10 ani pe copiii ăștia se va baza. De-aia de actuala conducerea federației a înființat un departament la nivelul echipelor naționale de junior, un departament de scouting. Aurică Țicleanu este directorul acestui departament și eu fiind prieten de viață cu el țin legătura și îmi spune că au fost prin Anglia, au fost prin Spania și sunt foarte mulți copii talentați născuți în țările respective care deocamdată sunt și ei debusolați fiindcă nu știu ce echipă națională, dar gândiți-vă că la grupă de 98 la Real Madrid este capitan de echipă un român. Asta. Și sunt copii talentați. Asta, mai știu și eu prin Anglia care au plecat de aici 5-6 copii, aș fi vrut să-i aduc, dar n-am putut fiindcă părinții au ales din prima Anglia, discuții au fost. De asta s-ar putea să mai aducem la nivelul echipelor și de junior tineret copii care sunt în străinătate, dar legea sportivă le permite ca la 18 ani să-și aleagă pentru ce țară vor juca. Ori unul care e la Real Madrid, hai să fim serioși, e capitan de echipă, m-aș mira să aleagă România, să joace poate pentru chiar echipă. La Cugir, ca să fie așa. Da, da, da. M-aș mira să vrea să joace pentru România, să dea Dumnezeu să vrea copilul ăla. Dar de asta spun că sunt. Ca și nație, noi am fost talentați. Da. Da. Păstrând, rămânând în aria asta naționalelor, iată că în perioada 3-15 februarie, Anghel Iordănescu și 25 de ostași vor merge în Antalya pentru un stagiu de pregătire în care vor susține și 3 partide amicale. Nu ne interesează prea mult acest aspect în momentul de față pe noi, ci de la Craiova, decât prin prisma faptului că ne va lua 3 și, sau mai bine zis 4 jucători, 3 sau 4. Cât de mult ne afectează, pentru că, iată, corespunde exact cu perioada de cantonament a CSU Craiova. Da, iarăși e o discuție destul de delicată. Acești jucători încă nu au un statut 100% de jucător titular la Craiova. Fiindcă... Păi e vorba de Bălgrădean, Mateiu, da, până la urmă, Dumitraș, da, care a venit, da, acum și Vătăjel. Și Vătăjel. Da. Adică să zici Bălgrădean, că este 100% titular. Vătăjelul a fost titular. Dumitraș n-a jucat pentru noi, a jucat pentru cei de la Ceahlău. Mateiu a venit după o perioadă lungă de inactivitate, a fost accesat, adică a fost acolo. Da. Gândiți-vă, sunt 2 jucători de pe linia de fund plus portarul, deci benzile plus portarul, care tu ca antrenor chiar vrei să lucrezi foarte mult pentru construcție, pentru, eu știu, omogenizare și așa mai departe și te pomenești că nu iei. Se duc la echipa națională în alea 3 jocuri, nu știu cât o să joace, 90 de minute fiecare. Chiar dacă le-a juca? M-aș mira, fiindcă sunt cam 2 pe post acolo și tot așa o să se împartă ca și timp. Pe când, spre sfârșitul pregătirii, tu, ca antrenor, v-am spus, în ultimul meci de, sau penultimul meci de pregătire, în mintea ta se cam configurează primul 11 plus încă 3 sau 4 jucători care pe diferite posturi să-ți creeze acolo câteva formule de echipă. De asta, vedeți, aici iarăși încă nu ne-am rupt de perioada aia de dinainte de 90, când echipa națională avea prioritate și făceam cantonamente cu jocuri de câte 34 cantonamente lungi de 30-40 cu deplasări de mii de kilometri pentru a juca sub tricolor, dar era atunci echipa națională. Era formată
numai din jucători. Noi nu aveam dreptul să plecăm în străinătate. Era chiar era o mândrie jucător. Mare atunci. Da. Acum sunt jucători da. Care refuză. Era, nici atunci. Să știți, uite, Craiova în 82 sau 83 mi-aduc așa aminte, păcat că nu domn profesor Oțet nu mai printre noi să vă păstați, că câte certuri a avut cu Lucescu. Tot noi eram calificați în primăvara europeană. În 82 am jucat în optim cu Bayern München, după aceea în sferturi cu Kaiserslautern și tot așa, să ni se ia să fim luați jucătorii de la Craiova pentru și nu prea vroia. Domnul profesor la fel nu era de acord cu politica echipei naționale. Dar n-aveai ce face, îți băga ce era, venea partidul și acum care e diferența între ce se întâmpla atunci și ce se întâmplă acum? Dacă nu-i dai, te pedepsește sau eu știu, jucătorii respectivi pot fi suspendați. Deci e stat în stat. Adică nu se gândesc că și noi, ca și club, avem un proiect pe care vrem să-l ducem, să-l dezvoltăm, să ne atingem țelul cât mai repede. Că nu, țelul nostru este să avem și jucători în echipa națională, dar mai repede este să participăm în cupele europene, să câștigăm un campionat. După aceea, câștigând un campionat, ai jucători în echipa națională. Dar nu mă ajută pe mine faptul că îmi ia acum doi de pe linia de fund, portarul și în loc să lucrezi anumite scheme, anumite... E corect astea, acum, contează enorm. Este. Adică, în construcția jocului, fundaș și lateral, un închizător, portarul să zici, bă, hai să... Orice post are rolul lui, ce să mai... Nu... Da, nu-i vorba de niște jucători la noi care sunt pe care antrenorii să-i știe foarte, foarte bine. Asta este nemulțumirea lui Sorin. Dom'le, dacă aveam un jucător care mi-a jucat 150 de meciuri, știu ce îmi face, știe și el când se întoarce. Dar dacă am un jucător care mi-a jucat în 2 sau 3 meciuri amicale până acum, eu vreau să încep returul cu el și tu mi-l iei la echipa națională, ce să vine cu alte idei? Sau eu nu știu, fiecare. La Steaua nu e. Ei fac ca să facă gălăgie, dar Steaua când le ia 7-8 jucători, pentru ei le convine. Convine că mai vine bani da, după aia din transferuri. Nu, da, dar le convine de ce? Că au 7-8 jucători la echipa asta a doua, pe care să-i vadă, să-i urmărească în câteva meciuri amicale, că dacă ar fi ei la asta, n-ar putea. Pe când la noi nu e aceeași situație. Suntem două cluburi cu situații diferite. Ne apropiem cu pași repede de finalul emisiunii. Aș vrea să vă adresez o ultimă întrebare. Ne vor afecta plecările astea ca și rezultate în partidele amicale de urmează? Niciodată nu știi. Asta este o întrebare care, dacă vrei să răspunzi scurt, spui da, dacă vrei să spui nu. Nu, n-ai de unde să știi. Doamne ferește, ți se accidentează pe acolo. Se poate accidenta și la echipa de club. Una peste alta, v-am spus, din punctul meu de vedere, ne afectează fiindcă nu putem să ne desfășurăm activitatea așa cum vrem noi, cu jucătorii pe care i-am adus, că l-am adus pe Dumitra să joace în postură de fundaș. Noi ne bucurăm că e la echipa națională, dar măcar să ne fi lăsat în stadiul ăsta să se integreze, că pierde și el 4 sau 5 meciuri cu ceilalți cu echipieri. Aici nu e vorba, că el nu o să lucreze niciodată cu AK la echipa națională sau eu știu cu Matson sau... Sigur. Cu Băluța acolo, refer de zona asta din partea dreaptă. Vătăjelul la fel. De asta spun că bine ar fi fost să ne înțeleagă și pe noi și măcar pe el, să pe Vătăjelul știm. Joacă deja de un an de zile la noi, una peste alta îl cam știu, dar pe Dumitraș nu. Mateiul la fel, a fost o perioadă lungă, acum a intrat să și el, iarăși nu l-ai la dispoziție și tu îți formezi linia de mijloc cu doi închizători. Matson și... Dar nu poți să-l scoți după aia pe Matson, îl scot pe Matson, îl bag pe... sau pe Brandan și îl bag pe Mateiu. Dacă ăștia îți dau randament, ce faci? Și de asta spun. Vătăjelul, din punctul meu de vedere, și Bălgrădean. Nu era nicio problemă dacă ar fi fost la echipa națională. Dar ceilalți doi... Da. Rămâne de văzut. Ne oprim astăzi cu emisiunea. Vă mulțumesc, domnule Giulgo, pentru prezență. Bineînțeles, vă urez succes în găsirea noilor vedete pentru orașul. Da, asta e, că nu avem nevoie de vedete în ghilimele. Avem nevoie de fotbaliști care lumea să consideră vedete. Nu vreau să ei să creadă că sunt vedete.
Atât pentru astăzi, ne reîntâlnim joia viitoare de la ora 21. Atât pe Alege TV și Radio.